multe ori în spatele unui zâmbet pe care îl afișem se ascunde multă, multă durere. Dar luptăm și ne costă sănătate pe noi, pentru că luptăm să nu arătăm publicului, să nu-i supărăm și pe public. Noi venim aici să le bucurăm sufletele. Fosta soție a popularului Constantin Măguranu povestește că, de dragul publicului, a fost nevoită să mascheze suferința prin care trece. În doar 7 zile și-a îngropat 3 prieteni dragi. Au fost evenimente cumplite la care nu mă așteptam. În această săptămână am avut 3 decese cu scru meu. L-am înmormântat joi. Sâmbătă am participat la Mortenii de Dâmbovița, la înmormântarea unei prietene foarte, foarte dragi, de 57 de ani, nu era vremea, iar astăzi am fost la înmormântarea soției dirijorului nostru de la ansamblu Doina Gorjului, Paraschiva Blondea. Sunt cu moralul la pământ, dar aseară am cântat pentru că sunt artist și asta trebuie să fac. Chiar dacă era copleșită de ceea ce se petrece, Maria Loga a îmbrăcat costumul popular și a urcat pe scenă. Artista n-a mărturisit însă că a luat calmante pentru a face față durerii. Cine m-ar fi văzut, ar fi crezut că sunt cea mai fericită femeie din lume. Da, fac lucrul ăsta de foarte mulți ani și la început mi-a fost mai greu. Acum mi-a intrat așa în... nu știu, e foarte greu, foarte greu. Și de vorbit, și de foarte... mă exprim cu greutate. Am luat 2 distonocalme ca să pot să stau pe picioare. De mâine o să încep o serie de... nu știu, cred că o să ajung să fac și niște perfuzii cu vitamine, ceva, pentru că mă simt foarte slăbită. Sunt foarte obosită. Sunt obosită sufletește, mental. De la 1 ianuarie în acest an au fost numai evenimente neplăcute. Însă nu doar acest an a fost greu pentru Maria. Încercată de viață, cântăreața a mai avut o cumpănă greu de depășit. După 10 ani de căsnicie, artista a fost părăsită de soțul Constantin Măguranu pentru Veronica, o femeie mai tânără decât ea. Divorțul a fost unul dificil, iar scandalul iscat nu s-a stins prea ușor. Dumneai mai cântă la anunții cu soțul dumneai, mai face show-uri, se mai urcă pe mese. Păi, omule, trebuie că eu m-am îndrăgostit, asta e, ce să faci? Nu e problema nici de bani, nici de nimic. Nici la prima căsătorie. Dacă era de bani, într-un an, doi, după 2 ani de zile, o lună, 2, 3, 7 luni, un an, 2. Deci nu poți să ții un om cu forța lângă tine. Ia că au trecut 8 ani de zile, suntem fericiți. Avem 2 copii minunați. Sunteți fericiți? Însă... Veronica, sunteți fericiți? Să arată foarte cu fața fericit. Noastră că nu suntem? Nu, pentru că ea spune că lucrurile astea, știi de ce? Nu se pune problema, da? De nu cred în dragostea lor și în căsnicia lor, pentru că doi oameni fericiți nu sunt atât de frustrați și avizi de publicitate să apară pe toate posturile de televiziune. Pe vremea când era căsătorită cu popularul Constantin Măguranu, Maria Loga povestea că are o intuiție fabuloasă atunci când vine vorba de bărbați. Se pare însă că aptitudinea ei a dat greș când a venit vorba de fostul ei soț. Cum îți dai seama că un bărbat înșală? Că niciun bărbat nu vine acasă să-ți spună nevastă, sincer. Nu, se simte, rău, da. Se simte, Teo. Orice femeie inteligentă și de bun simț simte lucrul ăsta. Vreau să spun că nevasta mea e prea isteață pentru secolul ăsta, sincer. Adică am nas cuvânt, de detectiv. Dacă ce vreau să zic. Am un nas și rostă. Are un flair de nu se poate. Maria a depășit episodul divorțului și al infidelității fostului soț, însă problemele ei nu s-au încheiat. Cu toate că a pierdut 3 persoane dragi într-o singură săptămână, cântăreața nu renunță să spere că vor veni și zile mai bune. Au fost momente grele în viața mea, de foarte multe ori, dar puterea mi-a venit de la familia divină. Am spus așa, mai în glumă, mai în serios, că am relații la familia divină. Dumnezeu mă iubește. Și mulțumesc din tot sufletul. N-am putut să țin acel doliu cum ține toată lumea. Eu a trebuit să merg să cânt. Dar sufletul mi-a urlat. Nu mi-a plâns, mi-a urlat. Dar asta este. Asta e viața. Toți trecem prin ea, și prin bune și prin rele. Asta este. Nu putem să mâncăm o viață numai miere pe pâine. Trebuie să mai mâncăm și un pic piperat și un pic usturat. Asta este.